Mâine, de la ora 18, va avea loc concertul caritabil Lumini de Toamnă la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu. Evenimentul este organizat de Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Spectacolul are ca scop strângerea de donații pentru cadourile de Crăciun ce vor fi dăruite copiilor și bătrânilor instituționalizați din cadrul DGASPC Sector 1, 4 și 6 București. La această ediție am invitat corul Melorit de la Palatul Copiilor, elevii de la Catedra de Muzică Populară și Arta Actorului a Colegiului Național de Arte din Ulipati din București. Prezentatorul acestui eveniment caritabil va fi Carmen Târnoveanu, jurnalist și realizator emisiuni TVR. Pentru că anul acesta celebrăm 100 de ani de la Marea Unire, ne-am propus ca prin intermediul acestui eveniment caritabil să promovăm specificul tradiției românești prin program artistic special dedicat centenarului României, prin îmbrăcarea de costume populare chiar de prezentatorul evenimentului și de artiștii care vor urca pe scenă. Noutatea acestui spectacol caritabil constă în împletirea momentelor teatrale cu muzică tradițională românească. Intrarea este liberă, donațiile vor fi făcute de spectatorii participanți. Spectacolul are ca scop strângerea de donații pentru cadourile de Crăciun, ce vor fi dăruite copiilor și bătrânilor instituționalizați din cadrul DGASPC, sector 1, 4 și 6 București.